Ca și anul trecut, tinerii voluntari s-au gândit și la copiii care își fac temele în frig sau merg cu aceleași haine în fiecare zi la școală. Dacă anul trecut au fost ajutați peste 100 de copii, anul acesta Crucea Roșie și-a propus să fie alături de 140 de copii care au nevoie de sprijin pentru a rămâne la fel de silitori la școală. Campania se derulează astfel. În fiecare zi se pot aduce bunuri sau dona bani atât la biserică cât și la noi, la sediul Crucii Roșii pe strada Vlațepeș numărul 3, dar în special se pot dona duminica. Voluntarii sunt prezenți cu urna și cu cutia pentru donații aici la catedrală și lumea poate să doneze dacă doresc sume de bani, dacă doresc alimente, dulciuri, produse cosmetice, hăinuțe, jucării pentru copii. Beneficiarii sunt destul de diverși. Avem 140 de copii cu rezultate bune la învățătură, dar cu situații materiale extrem de precară, sunt foarte săraci și totuși ei se străduiesc ca să termine școala. Avem din grupa 0 până în clasa a 8-a. Avem 20 de familii pe care le ajutăm în fiecare an, în jur de 60 de copii. Au de obicei sunt mame singure care își cresc copiii singuri în condiții destul de precare și avem acea veșnică iubire față de casa de copii din OAR. Sunt 11 copii, avem o legătură foarte strânsă cu ei și de-a lungul timpului de 3 ani încoace noi încercăm să-i sprijinim cum putem și anul acesta o să-i sprijinim cu ceea ce se adună. Partener de nădejde la acestor voluntari este părintele ortodox Cristian Boloș, care în fiecare duminică după slujba religioasă îi îndeamnă pe credincioși să doneze câte ceva pentru ca cei mici să nu renunțe la școală. Unii dintre noi sunt mai privilegiați, alții mai puțin privilegiați, dar o familie unită se ocupă de toți membrii ei. Așa că dacă toți formăm o familie, înseamnă că trebuie să avem în vedere și pe cei mai triști decât noi. Și asta vrem noi, prin această campanie, să trezim sentimentul de solidaritate, să trezim sentimentul de unitate, de iubire, de dăruire. Dăruind vei dobândi, scria Steinhardt, așa și este. Anul acesta, în cadrul campaniei, se vor organiza în fiecare duminică concerte de colinde și diferite activități destinate celor care, prin ajutorul dat acestor copii, doresc să simtă adevăratul spirit al sărbătorilor de iarnă.